Eșec pentru Poli Timișoara în runda 5-a a play-off-ului Ligii a 3-a. Timișorenii au pierdut la limită scor 1-0 contra celor de la FC Bihor, favorite la promovare. Orădenii au înscris în prima repriză și au făcut apoi pasul în spate. Succesul la limită cu 1-0 le-a asigurat acestora calificarea matematică la baraj, dar și prima poziție în clasament.